O femeie în vârstă de 77 de ani din Hunedoara a fost înșelată cu aproape 6.000 de lei de persoane care i-au spus că fiul ei ar fi ucis un om și că au nevoie de bani pentru a-l ajuta. Bătrâna și-a dat seama prea târziu că a fost înșelată și a sunat la 112. Polițiștii fac cercetări pentru a identifica extrocii care au înșelat o femeie de 77 de ani luându-i 5.800 de lei. Bătrâna din Hunedoara a reclamat la poliție faptul că a fost apelată pe telefonul fix de un bărbat care s-a recomandat a fi polițist și a anunțat-o că fiul acesteia ar fi lovit un om cu o sticlă în cap. De asemenea, necunoscutul i-a transmis că, în urma loviturii, victima ar fi decedat, iar pentru ca fiul femeii să scape de închisoare, apelantul i-a solicitat acesteia toți banii din casă. Escrocul a adăugat că, în scurt timp, la domiciliul femeii se va prezenta un avocat pentru a ridica suma de bani. Ulterior, la domiciliul persoanei vătămate s-a prezentat un tânăr căruia femeia i-a înmânat suma de 5.800 de lei, acesta sfătuind-o să nu spună nimănui de eveniment. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, iar polițiștii efectuează cercetări pentru identificarea autorului și recuperarea prejudiciului, a declarat Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara. Anchetatorii avertizează că prin această metodă zeci de persoane au fost înșelate, iar de multe ori paguba nu poate fi recuperată.